De la cine să fie? O să ne spună imediat chiar Aurica Gurdineanu. O salutăm aici întotdeauna, o prezență foarte feminină și foarte frumoasă. Mulțumim, bună seara! Salutare! Mm-hmm. Doamne, ia, să te văd din cap până în picioare. Ia, o ia așa o piruietă. Iată așa, o să fac așa? Iată așa, ia! Dați voi să mă laud! Da, te rog! Am reușit să cos rochia până la ziua mea. Mai rămas o zi, azi deja am îmbrăcat-o. Aha. Nu am cosut-o eu de la până la, doar ceea ce e legat de... aplicații? Viața, aplicații, nu știu ce, acolo, ceva așa. A, așa. Ia, ia întotdeauna, stai, amușa, să vedeți, că mi-e s-au jăluit că, că nu, nu te-au reușit să, să te filmeze din cap până în picioare, dar în momentul în care o să cânti, o să te vezi, o să te vezi tot. Și, frumoasa mea, vine ziua de naștere. Încă o zi am mai rămas. Încă o zi. Și ce-ți dorești tu? Am emoții mari. Dai? Vine băiatul meu mâine. Vine acasă. Mâine se pornește. Dar ajunge spre dimineață 15, adică cafeaua mi-aduce el, sigur. A luat bilet pentru 21 decembrie, după care a schimbat biletul și mi-a zis, poate vin mai devreme, posibil să vin mai devreme, nu mi-a zis. Dar am aflat eu prin... am aflat că a luat biletul pe 14. Ca să fie de ziua ta. Ca să fie de ziua mea, să fim împreună și să facem bradul, că nu am reușit, sincer, să vă spun, suntem în activități, filmări una alta și chiar nu vreau să-l fac singură. Deci am decorat câte ceva, așa frumușel. Draga mea, știu că ai primit în, în dar de ziua ta o melodie. De la cine? Da, am primit această melodie de la cel pe care îl cunoaște fiecare dintre noi, de la cel mic până la mare, domnul Alexandru Lozăncicu. Mi-a dăruit această piesă de mult. Nu a fost filmată nicăieri la televiziune, deci la dumneavoastră e premieră, să zic așa, dar la fiecare concert o includ, deoarece chiar dacă cumva nu intru în, nu intră în recitare această piesă, se apropie de mine și mă întreabă pe urmă lumea. Da, lacrima de mamă n-ați cântat. Cu mare drag, e o amintire frumoasă și ne ajung de ziua mea. Mama mi-a dat viață, nu mai sunt părinții, nici tata. Tata a decedat când aveam 8 ani, mama acum 4 ani și ceva. Știu că sunt acolo sus și, și ne urmăresc. Suntem familia care am rămas, surorile, fratele, suntem uniți, suntem așa împreună, o mână strânsă și ne lipsesc ei, părinții. Dar cu mare drag am vrut ca asta piesă să răsune astăzi, în special în amintirea mamei. Domnule Alexandru Lozăncicu, mulțumim frumos pentru piesă și să știți că la început nu puteam să o interpretez. Plângeai? Da, îmi dădeau lacrimi, dar mai ales în momentul când în sală plângea lumea. Oamenii care erau mai în vârstă așa, ștergeau lacrimile și pentru mine asta era așa. Acum puțin m-am mai acomodat și merge mai ușor parcă această piesă. Mulțumesc mult! Lacrima de mamă, lacrima de tată, Alexandru Lozăncicu. Te invităm să ne cânti această melodie. Eu vreau să deschid o paranteză mică. Victoria Lungu a deschis paranteza și a spus ce vârstă are frumoasă. Eu astăzi, dați-mă un pahar cu apă. Glumesc! Zi! Acuș! Mai în scurt, sunt tânără și frumoasă, așa este. Hai, 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 se zice vârsta. Vârsta frumoasă de 50 și o, și o virgulă așa deschisă, mai departe nu spun. Adică mulțumim Domnului pentru băiatul care l-am, pentru viața pe care o duc, pentru ziua de azi, pentru că voi sunteți în sufletul nostru și inima noastră. Vă iubesc, am emoții și piesa Lacrima de mamă, lacrima de tată. A, ia uitați-vă, ce fată frumoasă de 50 și o virgulă e în platoul nostru. Puteți deja să o inundați cu felicitări potrivite pentru ziua de naștere. O femeie întotdeauna cu zâmbetul pe față, o femeie care știe să aducă melodii care să vibreze în sufletul vostru. Dacă o să plângeți în aceste momente, este pentru că fiecare dintre noi are o mamă și cea mai bună mamă din lume este mama fiecărui dintre noi. Vă lăsăm acum în compania Auricăi Gurdineanu cu melodia Lacrimi de mamă. Doare lacrima, lacrima.
sfinții.